Bună seara! Subiectul numărul 4 este cel propus de autorități pentru săptămâna aceasta. Mă voi concentra în mare pe rezolvarea directă a itemilor propuși, urmând ca discuțiile generale să le puteți regăsi în postarea anterioară. O să pun un link în zona de comment. Am făcut acolo o analiză detaliată, ceea ce înseamnă, mai ales, opțiunile bulinele 3 și 4 din precizările generale și modul în care va afectează respectiv trebuie să le luați în considerare în rezolvare. Dacă e ceva relevant necesar în ceea ce avem de lucru aici, a voi menționa, iar în caz contrar vom merge pe structura propusă. Subiectul întâi, cel pentru grilă, lucrurile sunt din câte observ pe formatul clasic, deci știți foarte bine că la informatică este extrem de predictibil bacalaureatul, drept structură. Da, deci avem aici x valoarea 8, numere întregi sunt toate, y valoarea 6, expresia care are valoarea 0, egal, egal, mai mare, diferită, da? Deci sunt operatori de egalitate, inegalitate, operatori relaționali. Ăștia logici, ăștia toți au drept valoare rezultat logic. Iar în C la C++, 0 înseamnă fals și orice valoare diferită de 0, dacă îmi folosesc notația aceasta matematică, înseamnă adevărat. Iar expresiile logice se evaluează la 0 pentru fals și la 1 pentru adevărat. Deci expresiile sunt evaluate drept 0 și 1. În schimb, o construcție de genul if 3 se evaluează ca și adevărat. De asemenea, if minus 5 se evaluează ca și adevărat. Bun. Atunci să vedem ce ni se propune aici. 3 ori x3 ori 8, 24, minus 6 ori 4, 24. 0 egal cu 0. Asta este adevărat. Deci valoarea de adevăr este 1. Pentru opțiunea A, da, pică opțiunea A. Opțiunea B, ce avem aici, x plus y, adică 6 plus 8 pe 2, mai mare decât uh, x, adică 8% 6 plus 1. Asta înseamnă prin echivalență că 6 plus 8, 14 pe 2, adică 7, mai mare decât 8% 6, dar restul împărțirii lui 8 la 6 este 2, plus 1, 3 este adevărat, deci nici A, nici B nu se califică. Sau marcăm aici A și B că nu se califică. C, -ul. hai să vedem. Negata lui x pe 2, adică 8 pe 2, plus 2, este egal, egal cu y, adică 6. Negata lui 8 pe 2, adică 4 plus 2, 6, 6 egal cu 6. 6 egal cu 6 este adevărat, deci se evaluează ca și 1, negata lui se evaluează ca și 0. Deci aici pare să fie candidatul nostru pentru a fi considerat corect. Dar, după cum v-am menționat și data anterioară, nu este permis să considerați că este corect înainte ca să rezolvați și opțiunea D și să vă asigurați că aceasta la rândul ei este greșită. Observați aici că este scrieți litera corespunzătoare. Răspunsului aș zice eu considerat corect. Bineînțeles că nu puteți ști care este cel corect până la corectură. Deci, prezumția de a, ne ști, de a nu cunoaște. Nu contează. Paranteza, paranteza, eu închid. Deci x, da, x era 8 minus y, adică 6 plus 3, diferit de 0. 8 minus 6, 2 plus 3, 5, echivalent aici 5 diferit de 0, 5 este diferit de 0, este adevărat. Deci expresia este falsă. Închidem aici, concluzionăm că răspunsul C este cel considerat corect. Mergem mai departe, exercițiul numărul 2, de la 1 roman, da? deci lucrăm pe 1 roman acum. Sub programul F, definit alăturat, indicați valoarea lui. FD, 38.627. Bun, ce avem aici? V-am mai spus la prezentarea anterioară, vă credeți mașină, nu inferați, nu vă dați cu presupusul, nu vă credeți oameni. Aici se execută linie cu linie ceea ce scrie în cod. N egal cu 0 nu este egal, da? Deci avem aici C este egal cu F de 10. F de 3, 8, 6, 2 și închidem, da? Fără ultima cifră. If N procent 10, adică if, cine este în procent 10? N-ul este acesta, da? Nu s-a modificat variabila se modifică în momentul în care este la stânga operatorului de atribuire. Doar prin atribuire schimbăm valoare. Bine, transmitere prin referință sunt alte discuții, dar în final se ajunge tot la o atribuire. Deci aici este vorba de acest N, dacă aveți suspiciunea aceasta, este vorba de acest N. Da? Deci if N% 10, cine este? 7 mai mic decât C, Habar n-avem, pentru că asta se poate face doar după ce am rezolvat aici. Deci if 7 mai mică ca C, atunci return, ce return? Pe N procent 10, adică pe 7. Anyways, sau practic altfelul, că dacă se există return de aici nu se mai merge mai jos, return C, care C este, vedem noi cine. Sau return C. Eu, bineînțeles, am o părere despre ce face secvența aceasta, da în spiritul discuției, nu am voie să mi-o exprim nici să mă gândesc la ea, pentru că mă poate duce în eroare până când rezolv structura până la cap. Da, deci mergem mai departe. Nu este egal cu 0. Deci, ce în universul paralel de aici este FD386, după care avem If-ul aferent, If N procent 10. Adică era vorba de 2, 2 mai mic decât C, return 2, else return C. Bun, mai fac un pas aici că avem loc. C este egal cu f de 38, if ce avem aici, 6 mai mic decât C, return 6, după care return C. Bun, acum mergem și fiind considerăm foaia încheiată, eu pot să mă ubiențez în dreapta cât e nevoie sau ceva, dar considerăm că s-a încheiat foaia pe care redactați. Avem un alt univers paralel, scuze aici bara verticală trebuie așa grupată. Avem C egal cu F de 3, după care IF 8 mai mic decât C, return 8, uh, anyways return C. Mai facem un pas aici. Deci avem aici C egal cu F de 0. If, if cine este ăsta 3 mai mic decât C, return C. Return aici, scuze, return 3 și aici return C. Bun. F de 0 conform regulii, da? Deci dacă N egal cu 0, return. 9 și este cazul de oprire aferent. Acum mergem și reconstruim. Eu aici o să folosesc o altă culoare, fiindcă îmi permite instrumentul, dar bineînțeles că în condiții de examen trebuie să lucrați cu același instrument și aceeași culoare. Deci F de 0 este 9, deci c de aici este 9. Deci 3 mai mic ca 9, return 3 și asta se întâmplă. Deci aici avem pe ramura asta vine înapoi un 3, deci aici, să zicem așa, venea înapoi un 9. Aici e un 3, 8 mai mic decât 3, return 8, nu este adevărat, deci return 3. Pe săgeata asta merge înapoi și vine un 3, aici vine un 3, 6 mai mic ca 3, nu. Deci facem aici, calculăm și returnăm în continuare 3. Vine înapoi aici un 3, 3 nostru se propagă mai departe, aici este 3, 2 mai mic ca 3, da, return aici, bine, opa, scuze, return 2, bineînțeles, ăsta nu se execută, vine înapoi aici pe săgeată, vine un 2, 7 mai mic ca 2, return 7, return 2, deci iese afară aici răspuns final 2. Și asta este răspunsul pe care îl considerăm corect pentru itemul acesta. Eu puteam, bineînțeles, să-mi dau cu presupusul pe baza structurii ce spune aici? Că atunci când nu avem niciun număr, se inițializează valoarea cu valoarea maximă din mulțime. Cine? În ce caz se întâmplă asta? La determinarea minimului, nu? Minimul se inițializează cu o valoare foarte mare. E, și atunci pe mulțimea cifrelor 9 este o valoare foarte mare, după care practic se întreabă de fiecare dată dacă Ultima cifră mai mic decât cea considerată până atunci cea mai mică, atunci return ultima cifră. Deci, dacă elementul este mai mic decât elementul minim, return elementul. Else, return elementul minim. Deci, puteam să-mi dau cu presupusul, bineînțeles că e vorba de cifra minimă, dar v-am spus, nu recomand și nici vorbă să faceți așa ceva în condiții de examen, unde miza este mult prea mare pentru voi ca să vă permiteți să faceți aceste piruete intelectuale doar pentru orgoliu personal. Bun, mergem mai departe. Timp este, deci ca să nu ziceți că vai, nu o faceți pentru orgoliu ci pentru timp, nu e adevărat. Timp este la examen mai mult decât suficient pentru a rezolva corect și solid subiectul. Mergem pe backtracking, da? Deci câteva idei de bază. Metoda backtracking în ordine crescătoare. Vedem la ce ne trebuie numere de 5 cifre, mulțimea 1-2. Bun, deci 1-1-2-2-1-1-2-2 și așa mai departe, cu proprietatea că nu există mai mult de două cifre 1 pe poziții consecutiv. Deci ăla dinaintea mea cu 1-1 nu-i bun. Uh, sau 1-1 era bun, dar 1-1-1 nu ar fi fost bun. Primele 5 soluții sunt respective, indicați cea de a 8. Bun. La altea, în general, știți... Recomandarea și regula este ca cu grijă să marcăm soluțiile propuse de autori. Da? Deci avem aici 1, 1, 2, 1, 1. 1, 1, 2, 1, 2. Observați că pe nivelul din sus succesorul a incrementat și a avut succesorul 1 care era 2. După care 1, 1, 2, 2, 1. N-am mai avut succesor pe nivelul ăsta, am coborât un nivel mai jos și succesor ne-a dat aici valoare 9. Asta e parțială, nu conține ce trebuie și atunci se incrementează pe nivelul următor, se inițializează cu 0 și se începe de la nivelul curat, unde primul element este în 1. Ne ducem mai departe la opțiunea 4 propusă, 1, 1, 2, 2, 2, perfect corectă că succesorul 1 e 2 pe nivelul respectiv. După care avem 1, 2, 1, 1, 2. Acum ce s-a întâmplat aici? Succesor aici nu avem, coborâm. Succesor nu avem, coborâm. Succesor nu avem, coborâm și din 1 facem 2. 2 este valid, dar nu-i soluție. Nivelul următor înseamnă aici că putem să, să facem de la 1, e permis, nu-i soluție. Urcăm un nivel, e permis, dar nu-i soluție. Urcăm un nivel, punem un 1, care nu e permis, fiindcă există o secvență de 3 de 1, deci mergem pe următorul, care e 2, care e permis, e o soluție și o afișăm. Asta în spiritul backtrack. Și acum nu, ne mai trebuie 3 poziții, fiindcă avem 5, pozițiile 6, 7 le generăm pentru noi, și 8 va reprezenta soluția cerută. Bun, deci acum hai să fac un mic de zoom in, așa să zic aici, deci mergem la 1, 2, 1, 1, 2, asta e ultima dată de ei. Succesorul lui 2 de aici nu există, deci coborâm pe un nivel și aici avem voie să facem succesorul 1 care este 2. Deci 1, 2, 1, 2, aici pe nivel curat plecăm de la 1, este perfect admis. Deci asta era soluția 6. După care 1, 2, 1, 2, 2 este permis, nu e o problemă. Succesorul 1 era 2 aici. Soluția numărul 7. Și soluția numărul 8. Mergem și ne uităm un pic orientativ. Succesorul 2 nu există. Succesorul 2 nu există. Coborâm și o să facem aici un 1, 2, 2, 1, 1. Acum vedem, în primul rând, dacă există în listă. Deci 1, 2, 2, 1, 1 ar fi candidatul B pentru noi. După care, mai verificăm o dată în enunț dacă sunt niște aspecte care le-am scăpat. Ordine crescătoare. Sunt crescătoare, că pe fiecare cifră de la poziția cea mai semnificativă la cea mai puțin semnificativă am pus valori de la mic la mare. Deci vor deveni crescătoare. După care, numere de 5 cifre, corect mulțimea 1, 2, corect, nu există mai multe două cifre de 1 pe poziții consecutive. Nu avem decât două cifre pe poziții consecutive de 1. Deci considerăm cât de bine am putut noi că asta este soluția corectă pentru exercițiu 3. Mergem mai departe la exercițiu 4. Nu îmi place foarte mult, dar o să încerc să îl înghesui aici, în zona care mi-a rămas din planșă. Exercițiul 4. Un arbore cu 10 noduri, numerotate la 1 la 10, și muchile. Lanț elementar care are ca extremități nodurile 6 și 7. Lungimea, scuze, deci mergem iarăși pe analiză, da? Deci arbore cu 10 noduri. Lungimea unui lanț elementar. Extremități muchile 6 și 7. Hai să încercăm să-l desenăm aici, rapid. La valori mici de noduri se desenează de obicei, o bună practică. Nu vroiam asta, îmi cer scuze. Știți că avem un bug pe OneNote de Mac și face figura asta. Să vedem dacă ne lasă să inserăm niște spațiu. Nu. Ok, o să profit de randarea asta, bagia a OneNote-ului și mergem aici cu exercițiul 4. Voi oricum le-ați urmărit în mare, n-ar trebui să fie probleme. Să vedem dacă găsim ceva artefacte. Nu, pare să fie ok. Ba, ok. Pățisem. Acum așa a revenit. Deci e un moment când randează din nou ecranul și atunci face toată actualizarea cum trebuie. Deci patrule de aici îl putem curăța. Bun. Suntem pe calea cea bună acum. Deci desenăm arborele. Observați acum că sublinierile mele au devenit albăstrui, tot ca partea bagului. De aia înregistrare se poate urmări. Deci avem muchile 1, 2, după care 1, 3, după care 1, 5, după care 1, 6, după care 2, 8, urmat de 2, 9 după care avem un 3, 4 aici după care avem un 3, 10 și avem un 4, 7 bun deci aici să ștergem, da? și să reiau notările rapid da, bun lungimea lanț elementar extremități nodurile 6, 7, 7. Deci acum trebuie să ne uităm un lanț elementar care leagă 6 și 7. Deci 6 este aici și 7 este aici. În cazul unui arbore vom avea o singură opțiune deoarece nu are cicluri. Fiind arborele un graf conex și fără cicluri, avem o singură soluție. Restul sunt neelementare, că trebuie să merg, să zicem așa, mă întorc înapoi și îl fac neelementar. Sintagma lanț elementar și faptul că este arbore îmi garantează că este soluție unică și atunci nu e problemă ca să se geară lungimea minimă sau lungimea maximă. Dar bineînțeles că vă puteți imagina soluții similare în graf unde vorbeam de lungimi minime, maxime și așa mai departe. Lungimea, vă reamintesc, că este numărul de muchi, da? deci segmente, ca și la străzi. Lungimea drumului de acasă la școală e dată predominant de lungimea străzilor parcurse, nu de lungimea sau de suprafața intersecțiilor prin care trebuie să treceți. Și atunci lungimea este 1, 2, 3, 4. Deci lungimea este 4, răspuns considerat de către mine corect. Iar ultimul dintre cele de la subiectul 1 roman. Sunt acestea aici. Exercițiu 4. Scuze, exercițiu 5. Vedeți că nu sunt aranjate frumos. Exercițiu 5. Avem numărul de grafuri neorientate distincte cu 5 noduri. Problemă ultra cunoscută și ultra celebră. Da? Deci avem 5 noduri, fiind exercițiu 5. Două grafuri sunt distincte dacă matricele lor de adiacență sunt diferite. Deci vom avea simbolul clasic de pentagramă, care acesta este, să zicem, graful ipotetic. În graful ăsta ipotetic, bineînțeles, se pot trage muchii ipotetice. Există o totalitate de 5 ori 4 pe 2 muchi ipotetice. Da? Deci asta știți unii ca și teorie, alții din bă, in, in, intuiție empirică, N noduri, în momentul în care el ar fi fost graf complet, ar fi avut absolut toate muchile posibile, nici una în plus, nici una în minus, și acestea ar fi fost N pe lângă N 1 supra 2 muchi. Și acum sunt mai multe metode de a explica, dincolo de cea mai simplă de a învăța pe de rost formula, Există aici și metode, zic eu, destul de intuitive. Deci pentru 5 avem, practic, 5 ori 4 pe 2, adică 10 muchii. Bun. Și atunci ce avem? Verificăm așa de curiozitate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și ratasem una dintre ele, măcar ca să fim consistenți, nu că la grila am avea vreo problemă cu chestia asta. Și avem 10 muchi. Pe păi acum, metoda, să zicem, 1 este cea care eu zic că derivă din combinatorică. Câte grafuri cu 10 muchi în care niciuna nu există prezent? Adică, practic, 5 noduri izolate. Combinări de 10 muchi cu 0 muchi prezente. Adică o bucată. Combinări de 10 cu câte una. Cele 10 grafuri cu o singură muchie. Combinări de 10 câte 2. Nu știu câte ori fi, dar sunt mai multe. Plus, combinări de 10 câte 10 înseamnă numărul de grafuri care au toate cele 10 muchii prezente. Există un asemenea unic, un singur asemenea graf. Ăsta este pe baza combinatorici de la matematică 2 la a 10. Deci asta e metoda numărul 1 de rezolvare care ne dă 2 la 10 a răspuns considerat de mine corect. 4 la 10, 2 la 20, 5 la 2, 5 la 4 nu au substrat, suport. Metoda 2 e bazată pe aritmetica binară sau pe reprezentarea binară. Aș putea să spun că am 10 muchii numerotate M9, M8, M7, puncte, puncte, M1, M0 și că am o configurație pe biți, în care graful cu toate muchile absente sunt 0, 0, 0, bitii sunt toți de 0. Graful cu doar muchia M0 prezentă este muchia prezentă, toate celelalte sunt absente. Graful următor este cu muchia M2 prezentă, toate celelalte absente. Până când ajungem la graful complet în care absolut toate muchile sunt prezente. Iar voi știți din zona de IT și de matematică și așa că pentru N bits există 2 la puterea N combinații distincte. Bun, logic dacă este și onest dacă este din punct de vedere intelectual, astea sunt evident corelate, și că de fapt ăsta derivă din ăsta sau ceva. Da, să zicem că este metoda a doua de raționament, iar bineînțeles că metoda a treia este de fapt învățatul pe de rost. Și absolut toate manualele, și toate. Ghidulețele de pregătire pentru bacalaureat zic că există 2 la puterea n pe lângă n 1 pe 2 grafuri neorientate distincte. Este aproape axiomatic pentru cine se pregătește pentru bacalaureat. Am notat, da, pe foaia mea virtuală răspunsul considerat corect și aici se încheie rezolvarea Subiectului. Bun, deci acum dacă revenim la subiectul al doilea, deci doi roman, care este cel cu răspuns scurt, pseudocod, întrebări pe direcția aceasta, deci doi roman, problema 1, bulina A. Trebuie să analizăm pas cu pas, iarăși vă credeți mașină, nu om, nu vă dați cu părerea, ci executăm împreună algoritmul. Da? Citește n, n este egal cu 2, 9, 6, 3, 8, 5. zis și 296.385 și K este egal cu 3. P este egal cu 1. Acum, cât timp N mai mare ca 0, N egal N pe 10. Da? Deci construcția asta, cât timp și cu N egal N pe 10, Combinat într-un fel cu cifra egal cu n procent 10, sunt tiparul structural și funcțional al prelucrării cifră cu cifră. Da? Deci mergem în numărul n de la dreapta la stânga, de la cea mai puțin semnificativă la cea mai semnificativă cifră și extragem rând pe rând acea cifră în variabila c, c este prima dată 5. Dacă K mai mare ca 0 este, dacă C procent 2 e egal cu 1, da, deci asta ce înseamnă? Că cifra este impară. Deci dacă cifra impară, facem ceva. Bun, deci deja cât timp extragem cifra dacă cifra este impară, deci ne putem gândi la 5, 3, 9. Astea sunt cifrele impare. Bun, dar asta se întâmplă cu impara doar dacă K e mai mare ca 0. Bun. K inițial era 3 și K -a se modifică aici. K -a egal K -a minus 1 la fiecare pas din algoritm. Deci, în bucla de cât timp se modifică K. -ul. K -ul va fi 2. După prima iterație va fi 2. Cifra va deveni 8. K va deveni 1 cifra va fi 3. După aia K va deveni 0. Și ce se întâmplă aici? Se oprește. Cifra o extrage, face pentru 3, cifra 3. Taie încă o dată, ajunge la 296. Și face K oricum pe 0. Deci nu mai K e 0, deja oricum, deci nu mai execută. Deci, practic, o să facem acest P egal cu P orice, care P era 1 pentru cifrele 5 și 3. Pentru că între primele K cifre, adică între primele 3 cifre, 5 și 3 sunt cifre impare. Și atunci produsul este 15. Deci răspunsul pentru 1A, 15. Pentru B, la B, trebuie să vă considerați oameni. Da, la B trebuie să vă considerați oameni. Deci trebuie să înțelegeți la nivel, să zicem așa, macroscopic ce se întâmplă în algoritm. Nu mai puteți face calculul invers, succesiunea inversă a pașilor, ci trebuie să înțelegeți la nivel global ce se întâmplă în algoritm și să trageți concluziile de acolo. Eu o să zic, de exemplu, că practic algoritmul face sau calculează produsul cifrelor impare dintre cele mai puțin capa cifre ale numărului. Cele mai puțin semnificative capa cifre ale numărului. Asta este o sugestie care vă fac întotdeauna să încercați să exprimați ideea care stă în spatele algoritmului. Bineînțeles, nu e obligatoriu, dar ajută de multe ori să vă organizați gândurile. Deci K este 4 pentru el, pentru exemplu de aici. Scrieți cel mai mic și cel mai mare număr din intervalul 10 la 4 închis, 10 la 5 a deschis, deci 10.000 până la 99.999 care pot fi citite de cel mai mic și cel mai mare, astfel încât să se execute, în urma executării să se afișeze 1. Bun. Păi, dacă K este 4, înseamnă că va examina cele 4 cifre de la coadă. Și face produsul cifrelor, produsul celor, uh, K, cifrelor impare dintre cele mai din capa din coadă. Bun, pe dacă am aici vreo cifră impară, ca să mi se modifice produsul din unul în altceva, uh, scuze, dacă am de făcut produsul, produsul inițial este 1, tot ce ar putea apărea pe aici este vreun 1, dar un 1 este mai mare decât un 0. Și atunci, dacă eu mă gândesc la numărul 10.000, care este un număr foarte mic, e practic cel mai mic interval, Produsul cifrelor impare de aici nu există, deci nu există nicio cifră impară, deci rămâne unul inițial, când ne oprim la cele cap. Deci, practic, cel mai mic va fi chiar 10.000. Acum, cel mai mare, încât să se afișeze tot unul, deci o să fie ceva cu 9, pentru că aici nu se ajunge, la 9 se taie oricum. și aici au o grămadă de cifre pare. Da, deci 8, 8, 8, 8, 8, toate sunt cifre pare, deci produsul ăsta nu se activează. Mai verificăm odată când se oprește. Deci K este 4, face calculul pentru 8, K devine 3, face calculul pentru 8, K devine 2, face calculul pentru 8, K devine 1, face calculul pentru 8, K devine 0. Se mai duce o dată sus și nu mai face cal. Și atunci numerele sunt acestea. Haideți să le fac un marker mai ușor de văzut, fiindcă aici se dau răspunsuri pe foaie. Dar eu le-am notat aici pentru noi să le avem la îndemână. Bun. Deci, B, de data asta am scăpat destul de ușor de el. C, scrieți programul. Atenție când zice programul, trebuie să scrieți toată. Construcția. O să-l scriu mai schițat, fiindcă, spre deosebire de modelul celălalt, aici am zis că mă duc pe ideile de bază. Using namespace. std; -in, da? Int main. Ca idee, ce am vrut să remarc aici, numere naturale, da? Aveți unsigned int, n și capa. sin N și K. Nu puneți si out cu mesaje care vă pot produce pe termen lung probleme. Bun, vechi bug, cunoaștem deja. să încerc să văd dacă îl putem replica sau scăpa sau ceva. Bun, încercăm acum nasol. Bun. Și acum să vedem dacă și-a revenit. Și-a revenit. Bun k, da, și atunci avem acel uh, int pe egal cu 1, unde se pune tot blocul pe care l-am discutat mai devreme și care nu îl mai replic. while n mai mare ca 0, acolo dă int cifra egal dacă ifu, dacă ifu pe egal pe orice, deci nimic ieșit din comun aici. Return 0 dacă mergem pe structura de program, da? Deci aici absolut banalități. Este un punct foarte valoros, observați că are 10 puncte, deci un punct final de notă și n-ar trebui să puteți greși aici decât dacă vă străduiți. Bun, și acum avem un pseudocod echivalent, echivalent, da, deci pe analiza semantică aici este echivalent, deci înseamnă că input egal, input identic, output identic, deci trebuie să funcționeze la fel. Structura cât timp, avem structura cât timp de aici, da, cu o structură repetitivă cu test final. Bun. Atenție că la testul inițial, dacă condiția de la început este falsă, când este asta? Dacă este numărul n egal cu 0, deci el poate fi, când zice naturale, numărul poate fi 0. Dacă de la început numărul ar fi fost 0, capa, dar capa nu e o problemă, că condiția e dată în termenii lui N. Deci dacă de la început numărul ar fi fost 0, cât timpul ăsta nu se execută? Pe când dacă mergem pe structură cu test final, codul ăsta se va executa prima dată, după care își dă seama că N nu e 0 și se oprește. Să vedem dacă ne influențează, într-un fel sau altul. Cifra egală în procent 10 e 0, capa mai mare ca 0, da, Cifra este impară, nu că e 0, produsul nu se afectează, deci numărul nu se afectează. Deci din punctul ăsta de vedere transformarea este mecanică. Citește n și k. P este 1. Execută cuvântul de pseudocod. Execută ce se execute. Cifra este n procent, 10. Dacă K mai mare ca 0, atunci, pe egal cu săgeata, adică pe orice, P pe săgeată, pe orice, e atribuirea de pseudocod. Nu, scuze. Mergem și ștergem aici un pic. Cam uitat de un dacă. E dacă în dacă. Deci, dacă C procent 2 este egal cu 1 atunci ce se întâmplă aici? P săgeată pe orice. Sfârșitul dacă de aici, sfârșitul dacă de aici. După care executăm n este egal cu parte întreagă din n pe 10, urmat de k care este egal cu k minus 1. Deci execută cu test final, tehnic poate fi execută cât timp, unde este clar N mai mare ca 0, deci afirmația la pozitiv. Și la fel de corect din punct de vedere al pseudocodului este și execută până când îl neg complet N mai mic egal ca 0. Bineînțeles nu poate spune N egal cu 0. Ele sunt echivalente din punct de vedere logic pe algoritmul de față. Da? Deci execută cât timp sau execută până când, dar în momentul în care transformați în până când, negați și condiția. Și cu asta s-a încheiat subiectul 2 roman, exercițiul numărul 1. Mergem mai departe la exercițiul 2 din 2 roman, da? deci aici avem exercițiul 2 în care facem o analiză un pic, variabila C memorează date despre o ciocolată, da? variabila C este actorul nostru, ce avem? Denumire, gramaj și data expirării. Expresiile de mai jos au ca valori, numere naturale reprezentând, da? deci numere naturale, gramajul, respectiv data, care data este zi, lună și an al expirării, Scrieți definiția, äh, definiția, da, deci declarare și corp, unei structuri cu eticheta ciocolată care permite memorarea datelor precizate pentru o ciocolată. Și memoria declarați corespunzător variabila C. Deci declarați variabila C. Este o problemă clasică de structuri, nimic ieșit din comun din punct de vedere al bacalaureatului. Cuvântul cheie struct în limbajul SIS și în C++ valabil. Structura cu eticheta ciocolată. Ciocolată. Acoladă. Ne uităm încă o dată ce conține, da? Gramaj și an, în primul rând. Deci, nu, scuze, alea sunt zi, lună, an. Deci, gramaj o dată și partea cealaltă. Denumirea, gramajul și data. Nu știm încă nimic despre denumire. O să revin aici. an. Variabila memorează, da, deci aici este ok, o problemă probabil. Vedem. Și expresiile de mai jos au numere naturale. Unsigned. Uh, gramaj. Punct și virgulă, da? Că e tehnic de de câmp. În interior avem o altă structură. De data asta este o structură anonimă pentru că nu ne spune autorul nimic și e permis, care conține înăuntru niște câmpuri, care sunt naturale, iarăși, unsigned zi, de unde știm, de aici, lună, știm de aici, și an, din ultimul dintre ele. Închidem acolada de la structură, care structura asta mică anonimă, ne permite să declarăm câmpul cu da, numele dată E. Deci aici avem un dată E care este câmp de tipul structurii anonime cu aceste trei cutii. Și acum, pe baza de aici, putem să ne oprim, dar este o inconsistență în enunț. Date despre o ciocolată. Denumirea. Nu ne spune mai departe cei cu denumirea. Este clar, probabil, o scăpare. Pentru că este test de antrenament. V-am mai spus, și nu, nu e nicio problemă aici, la, la uh, informatică, de nu, de nu mire, o să pun un card de o lungime arbitrară. Foarte probabil, că în momentul în care ați fi avut subiectul, s-ar fi menționat lucrurile astea mai precis, urmând ca aici avem câmpul, variabila scuze, C de tipul structurii ciocolată. Deci rezervele mele se îndreaptă, bineînțeles, asupra porțiunii astea, unde în mod intenționat mi-am asumat unele libertăți și am dat un nume care nu este în enunț, dar cred că așa ar trebui făcut. Da? Deci aici denumirea s-a pomenit, e clar după care nimic în restul enunțului și atunci am declarat-o în stilul pe care am considerat. În condiții de examen, lucrul ăsta ar fi fost complet nerecomandat și neinspirat, fiindcă ar fi putut, bineînțeles, să fie considerat de către un corector mai riguros, drept semn sau cum vreți voi să-i spuneți și ați fi intrat în alte dileme etice și morale și legale și așa mai departe. Deci Aici, din păcate, este o situație care rar s-a întâlnit. Mă întristează faptul că s-a propagat și s-a publicat acest subiect în forma aceasta, dar este, să zicem, acceptabil pentru uh, pregătire. Vedeți toate fațetele și aveți grijă în momentul în care redactați. Dar observați și că procesul pe care îl folosesc mi-a permis să identific analiza asta riguroasă între text, exemple, citirea completă și integrală a textului, nu pe sărite. Cineva ar fi putut merge direct aici, avem gramaj, zi, lună, an. Acum e adevărat că dacă vrem să le dăm credit, aici este loc tipografic exact pentru încă ceva, care putea fi exact acea denumire. Dar e clar aici că există o scăpare pe care sperăm să o vedem remediată, iar dacă apare o să revin și eu cu un update la problemuța respectivă. Bun, mergem mai departe atunci la subiectul 3 Arab din 2 Roman. În favoarea voastră subiectul este secvență de cod pentru șiruri de caractere. Știți că la bacul de la info cam asta este singura incertitudine dacă apare cod sau dacă apare uh, secvență pe care voi trebuie să o redactați, deci program gen 3 roman aici sau secvență scurtă la șiruri de caractere la 2 roman. Să vedem ce avem aici. Variabila i este tip întreg, da, mergem pe analiza noastră clasică. Variabila i este întreg, iar variabile s și t pot memora șir cu cel mult 20 de caractere. Bun. Păi mergem și vedem ca să răspundem, da. Deci în șirul S avem, sau în variabila șir S, avem pointer la ceva care conține sanata. Sana ta Bun, nu suntem ipocriți, probabil că este sănătatea, dar na, no, asta avem acolo în conținut, așa lucrăm. Uh, bun. Sea out stirland din S. Stirland, lungimea șirului în caractere utile. Deci fără backslash 0. Aici tehnic e un backslash 0 la coadă. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da? Deci ține minte că undeva pe output, dacă simulăm aici un mic ecran, apare prima dată un 9. Uh, după aceea, i egal 0, while i mai mic ca stirland. Bun, deci e o parcurgere, dar nu e chiar liniară. While așa, if sd este egal cu Amic, face ceva. Da, deci dacă caracterul este Amic, face construcția asta, stâr copii TS plus I plus 1. Deci țineți minte că am mai avut și un șir T aici. A? după care se mai face ceva cu T-ul ăsta și cu calculele de mai încolo, else I plus 1. Bun. Deci să vedem ce se întâmplă la primul care ia este aici, adică aud de aici. Deci spune că în T copiem și ce începe în S la poziția I plus 1, adică natatea. Natatea. Bun. Asta se găsește, bine, tehnic și un backslash 0. Asta se găsește în T după primul if. Dar atenție, că if aici este proscris și că linia asta se întinde până aici. Deci tot în cadrul lui IF este și acest târ Care zice la S plus I, care este S plus I. A, bine, ok. Pur și simplu cred că ștergem. Deci la S plus I, la S plus 1 copiază ce găsește acolo. Da? Deci la S plus I plus 1, toată bucata asta, încerc să o fac galbenă, toată bucata asta copiat-o într-un șir temporar și după aia toată bucata respectivă o copiază cu o poziție mai la stânga. Deci aici, practic, după prima iterație, hai să marcăm așa clar, după prima iterație o să avem S, N, A, -T -A, -A backslash 0. După care n-n după care e A. Da, deci au ăsta iarăși. tatea se duce în șirul T, deci aici o să punem tatea, Așa. Și copiem la poziția asta tatea, Deci o să avem S N T A T A backslash 0. Mai găsim aici un A, unde iarăși bucățica TA backslash 0 se pune aici, deci TA backslash 0. Și după care se pune la loc aici și vine S N T, -t E A backslash 0. Bineînțeles că A mareu de aici nu este activat, fiindcă if e numai pe A mic. Deci 9 și S-N-T-E-A, -t scuze, backslash 0 nu este randat, deci practic 9 și S-N-T-T-E-A. În mod mai straniu nu este o secvență care afișează ceva plăcut, ceva cu sens, dar asta este conform execuției linie cu linie a ceea ce ni s-a dat. Și aici se încheie subiectul al doilea. Bun, și acum să facem subiectul al treilea, cel caracterizat de cod C cât mai mult, adică aproape totul este fie secvență, funcție, fie întregul program. La 3 Roman 1 facem analiza pe text. Joc online cu n jetoane, grup de capa jucători, dacă toate cele n jetoane pot fi distribuite în mod egal celor capa jucători. Vedem că aici e un pic de poveste, să vedem ce înseamnă mai departe. Sub programul joc, un singur parametru n prin care primești un număr natural, bun, reprezentând numărul de jetoane, exact ca mai sus. Subprogramul programul returnează, știți ce diferență afișează, returnează sau întoarce, numărul de valori distincte pe care le poate avea capa pentru acest joc. Deci în câte feluri sau cât, câte, num, cât, câte tipuri de jucători putem avea. Deci pentru N egal 12, subprogramul programul returnează numărul 5. Adică cele 12 jetoane se pot distribui în mod egal pentru o grupă de 2 jucători, 3, 4, 6. Aha, am înțeles acum. Deci, practic, ideea de bază toate cele N jetoane. Deci n-am voie să rămână. Și atunci, pur și simplu, aici sunt, practic, divizorii lui N. La asta se reduce, dar este o problemă din asta împachetată. Adică avem aici unsigned. Returnează, da, tipul valorii returnate. Unsigned numele sub programului, primești un singur număr unsigned numărul n, acoladă int număr de divizori n vedem, revin, de ce vreau să inițializez mai târziu, for int de divizorul posibil 2, D mai mic egal decât n pe 2, D++ plus plus, între știți că pe axă, da? Deci între 0, n, 1 e divizor pentru toată lumea. Între n pe 2 și n nu are rost să căutați divizori că nu veți găsi niciodată. Poate că îl veți găsi pe n pe 2 și garantat o să-l găsiți pe n. Și atunci eu o să examinez zona asta care mi-o permite enunțul, adică 2n pe 2, și știu că n este divizor pentru Sine da? Și atunci verificăm pur și simplu if n procent de egal 0, atunci număr de divizor plus plus. Și atunci pentru claritate și pentru simplitate eu o să returnez n plus 1. Aici n d plus 1 de la n-ul ăsta. D-ul meu merge până la n 2, deci nu-l va găsi în mod implicit pe N, și atunci cresc cu plusul aici. Deci, de asta mi-e ok să inițializez aici cu 0. Cineva ar putea zice că inițializează aici cu 1, și atunci returnează doar ND. Tot acolo, din punct de vedere aritmetic, e strict o problemă de stil cum considerați că este mai expresiv. Și exercițiul 1 s-a încheiat. Mergem la exercițiul 2. 3, Roman 2, da? și facem analiza. Program, da, deci de data asta program, citește de data statură numere naturale din intervalul 200. Da, toate numerele din intervalul 200. Bun. MN și elementele unui tablou bidimensional cu M linii și N coloane. Da? Deci MN și tablou bidimensional cu M și N. Programul afișează pe ecran pentru fiecare linia sa. Deci pentru fiecare linia sa, cea mai mare dintre valorile, strict mai mici ca 21. Bun. Asa cred că este a matricei, nu a programului. Deci, a matricei. Deci, pentru fiecare linie a matricei, valorile, strict mai mici decât 21, memorate în aceasta. Sau mesajul nu există dacă nu există nicio altfel de valoare. da, Deci, revenim. Reprezintă valorile mai mici decât 21. Mesajul nu există dacă nu există. Bun. Numerele respectiv mesajele sunt afișate pe linii separate, în ordinea liniilor corespunzătoare din tablou. Bun. O să fac o schiță pentru problema asta. Aveți la testul 1 rezolvat și la care putem pune în comment, comment link-ul. Aici puteți vedea structura de bază. Deci, asta este structură antet C++, după care aveți aici o citire de matrice, acolo era pătratică, aici e nepătratică, da? de citire matrice cu M și, N, și ne concentrăm pe rezolvarea acestui enunț, ca să nu mergem prea departe. Da? Deci aveam aici o matrice care vreau să o fac inegală, să zicem. Avem aici 5 linii și o să fac mai multe, 5 coloane, îmi cer scuze, și o să fac mai multe linii. Da, deci liniile 0, 1, 2, 3, 4, 5, coloanele 0, 1, 2, 3, 4. Bun, și zice că pentru fiecare linie trebuie să facem ceva. Deci foarte simplu, o să facem aici for int i egal cu 0, i mai mic decât m, că erau m linii, da? deci sunt m, Mihaela sau Mike linii și n, noiembrie, coloane, n și m. Da? Deci mergem pe verticală, pe linii în jos și acum, pentru fiecare linie, trebuie să vedem încă o dată cea mai mare dintre valorile strict mai mici. Bun. Deci o să, o să inițializăm max linie cu valoarea minus 1 pe mulțimea 0, 100. Minus 1 este mult, mult prea jos. Și atunci facem pentru fiecare coloană, forind j egal cu 0, j mai mic decât n, j plus plus. Ce se întâmplă? Dacă valoarea este strict mai mică, cine valoarea? A de i și j este strict mai mică decât 21 și valoarea A de i și j este mai mare decât max linie, de exemplu, prima dată evident că va fi mai mare cu parantezele de la condiția de if. Atunci max linie este egal cu a de i și j. Închidem if-ul aici și acum la sfârșitul liniei, când am terminat de prelucrat toate coloanele de pe acea linie, verificăm, o să merg un pic în jos verificăm dacă max linie s-a modificat, deci să zicem diferit de minus 1, atunci si out max linie și un end line. Else si out șirul constant nu există, da, nu există, da? și un end line. Și închidem acolada de la for. Și m-am înghesuit mai mult decât aș fi vrut, dar aceasta este soluția. Bineînțeles că avem partea de închidere a programului, fiindcă vă reamintesc că aici s-a cerut să facem program. Da? Deci aici lucrurile sper că sunt clare. O problemă banală de matrici la care au încercat să aducă un plus de cerință, sau ca să zic așa, o complicăciune în plus. Și rămâne ultima problemă, aceea care se discută apoteotic drept cea mai complexă, dar de obicei sunt destul de simple. BAC 1 și BAC 2, două fișiere, numere naturale destul de mari, zicem până la 100.000. Fișierul conține pe prima linie un număr N1 și pe a doua linie un șir. Deci prima linie N1, a doua linie un șir conține pe prima linie N2 iar pe a doua linie N2 numere. N1 numere, N2 numere. Numerele aflate pe aceeași linie sunt ordonate de crescător. Deja Zic că avem un hint destul de clar ce se întâmplă aici, da? Aceeași linie sunt ordonate crescători separate din spațiu. Asta e fapt din nu trebuie să o subliniez. Că de fapt aspectul care ne, interesează pe noi sunt ordonate crescător. Da? Deci sună deja a vector din ăsta de interclasare sau căutare binară, aș fi zis, când sunt ordonate. Da? Deja fiind două seturi de date și două seturi de date ordonate, deja mă risc să spun că e o interglasare. Să vedem. Să se afișeze pe ecran în ordine crescătoare, da, deci în ordine crescătoare, numerele divizibile cu 5, care se găsesc doar în unul dintre șirurile aflate în cele două fișiere. Clar, interglasare. Dacă nu există, se afișează, nu există, nimic deosebit, algoritm eficient din punct de vedere al memoriei, da? deci memoriei utilizate și timpului de executare. Bun. Haideți să schițăm o discuție, deci pentru A e într-un fel, dar o să scriu pentru A formal mai târziu. Gândiți-vă că avem doi vectori de lungim, să zicem, inegale, în care avem valori. Unele valori sunt, deci ăsta e V1, și ăsta e V2, care are bineînțeles N1 și N2. Și aici ne interesează numele divizibile cu 5 doar dintr-unul. Deci, să zicem că punem la întâmplare aici un 5 și un 5 care e comun și divizibil cu 5, mai punem un 10 aici, mai punem un 15 aici și restul le punem la întâmplare. 1, 3, 5, 15, 23, 2, 5. 7, 10, 17, 30. Da? Deci pentru noi e de interes să-l identificăm pe 10 și pe 15. Acestea sunt numere divizibile cu 5 doar într-1, iar 5 și cu 5, chiar dacă sunt divizibile, se găsesc în amândouă. Plecăm de la structura algoritmului de interclasare, adică, mă repet, clasic, bineînțeles, Hai să dăm un pic de delete ca să poate rezolvăm bagul acela cunoscut cu desenatul și randarea după desenat. Da, ok, ne-am scăpat. ce zice algoritmul clasic? Că vom merge în, să zicem, nu paralel, dar nu, să zicem secvențial alternativ. Vom merge în primul și în al doilea. Și de fiecare dată mergem pe cel mai mic dintre cele două, și aici adaug în plus condiția că dacă două sunt egale, oricum nu ne pasă, dacă sunt divizibile cu 5, oricum le sărim și plecăm de la ipoteza că dacă găsim un număr divizibil cu 5 mai mic decât elementul meu curent, fie că elementul curent este. Uh, 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 divizibil cu 5 Fie este mai mare ca, uh, E nedivizibil cu 5, nu contează Dacă ajung să-l compar pe 5 cu Un 7 de aici Da, deci 5 de aici Eu sunt cu i pe poziția asta 7-le cu de I, dacă e divizibil cu 5 Și e mai mic decât ăsta Garantat eu nu o să-l mai găsesc pe 5 mai încolo Deci dacă n-am ajuns Să-l găsesc mai devreme, sigur Nu e mai târziu și atunci acum o să se compare. O să se compare 1 cu 2. Teoretic ar și un 1. Ca dacă le ordonăm crescător. Ar ieși un 1. După care avansează aici. 2 cu 3 iese un 2. 3 cu 5. Cine e mai mic? 3 ul Iese 3 ul Și vine 5 cu 5. 5 cu 5 sunt identice. Deci le sărim pe amândouă. Și ajungem 7 cu 15. 7 e ok. Ajungem 10 cu 15, vine 10-le. 17 cu 15, vine 15-le. 23 cu 17, vine 17. 30 cu 23, vine 23. Și acum, fiindcă s-a încheiat vectorul V2, se copiază toate, oricât de multe ar fi, mai departe, aici puteam să am 33, 67 și așa mai departe, toate se copiază din punctul acela până în capăt. Da? Deci 30, 33, 67. Bun, acum nouă problema ne cere, bineînțeles, doar alea divizibile cu 5, deci le-am fi identificat doar pe asta. Dar, fiindcă problema de bază, luați două seturi de date gata sortate. Generați un nou set gata sortat. Este cunoscută ca și problemă standard de programă de informatică. Plec de la ea și doar adaug micul increment legat de divizibilitatea cu 5. Bun, o să ignor aici, bineînțeles, partea de operații inițiale. Ce înseamnă asta? Declarări de fișiere, deschideri de fișiere, structură generală de program, deci detalii. Doar că mă interesează un uh, uh, i egal cu 0, j egal cu 0, mă interesează un int n1 și un int n2, și citesc din fișierul f in 1, îl citesc pe n1, și citesc din f in 2 pe n2. Presupunând, bineînțeles, că BAC1 este fin 1 și BAC2 este fin 2. Bun. Deci asta îmi zice câte numere am. Bun. Ce fac acum? Cât timp n-am ajuns la capătul niciunuia dintre fișiere? While i mai mic decât n1 și j mai mic decât n2, cât timp n-am ajuns la capăt? Păi hai să vedem. Dacă gândiți problema cu vectori, aveați V1 de I și aveați V2 de J. Eu n-am luxul ăsta, fiindcă n-am vector. Eu trebuie să-mi aduc de fiecare dată din fișier ceva. Și atunci, mai declar aici două variabile. Int, să zicem, X1 și X2. X1 vine din primul fișier, X2 vine din al doilea fișier. Deci o să citesc F in 1 în X f in 2, scuze, in x1, f in 2, în x2. Deci îmi citesc primele două elemente, ca și când m-aș fi poziționat pe astea două valori de aici. Și acum, ce se întâmplă? While uh, x1 mai mic decât x2, ce facem aici? Citim un nou fișier, un nou element, deci f in 1 x1 și incrementăm ăsta, i++. Să nu uităm cu ocazia asta că i-ul pleacă de pe 1 și ul pleacă de pe 1, fiindcă am avut aici primul element, da? În cauza asta plecăm de pe 1. Și aici am încheiat. Deci cât timp e unul mai mic decât celălalt, aparent aș fi zis că am încheiat. Dar fiind pe un editor o să încerc să scriu mai dinamic. Deci, acum, dacă sunt egale. Nu prea ne pasă. Deci. Uh, uh, while. X2 mai mic decât X1. Ce facem? Citim din F-in. 2. Pe X2. Și incrementăm j 1 Și acum pendulăm. Ba din primul. Ba din al doilea. Dar. Ce se întâmplă mai departe aici este că... Ok, n-am închis încă, o să mai completez câte ceva, dar hai să zicem că asta e structura mare. Ce se întâmplă? Deci cât timp x1 mai mic decât x2, deci elementul din primul e mai mic decât elementul din al doilea, dacă găsim de aici unul special din ăsta, adică x1 procent 5 egal cu 0, see out, X1 Deci ce înseamnă asta? Că dacă eu mă găsesc pe o poziție mare Cu X2 Și un X1 mai mic E divizibil cu 5 E clar că el nu se mai întâlnește în altă parte Că altfel nu-l prindeam că, Adică și în X2 am ajuns De la mic la mare Deci când pe ceva mare am trecut pe la ceva mic După care În partea cealaltă Același raționament Dacă x2% 5 egal cu 0, si out x2. Bun, aici spații, chestii de genul ăsta detalii. Bun. Acum, ce mai trebuie să facem? Deci, când e mai mic, când e mai mare, și când este egal. Deci, undeva aici trebuie văzut că, dacă ăsta failuie, ăsta failuie, s-ar putea să fie egale. Și atunci zicem if x1 egal egal cu x2, ce înseamnă? Dacă sunt divizibile cu 5, oricum nu aveam voie să le afișăm, pentru că zice cele distincte, și dacă nu sunt distincte, oricum vrem să trecem peste ele, adică f in 1 x1 cu i++, f in 2 cu x2 și plus plus. Bun. Acum, fiind într-o bucliță din asta mică, unde eu zic while x ul mai mic x2, ce se întâmplă dacă, de exemplu, x2 este 5000, primul element, și toate numerele din primul fișier sunt între 1 și 10? Eu aș tot încerca să citesc. Și atunci ar trebui undeva să mă folosesc exact de ce aveam la îndemână, și anume de variabila respectivă, și să adaug aici un și i mai mic decât n Respectiv jos, în partea cealaltă, să mă duc și să adaug și j mai mic decât n2. Bineînțeles, asta se poate face și citind în bucla aici un while f1, x1 și doar să faci comparațiile, jos while f2, x2, jos faci doar comparație dar am încercat să dau o soluție pe cât posibil de apropiată de căutarea, de desortarea prin interclasare așa cum ea predată în clasa a noua, ca să aveți o structură cu minim de diferențe, fiindcă am mai discutat, am mai pomenit că... E bine să produceți soluții predictibile, cât mai ușor de citit. Nu uitați de găsitul de dinainte. Deci, găsit egal cu scuze, mă încurc. Nu e aici niciun găsit. Tăiați. Deci, soluții predictibile sunt cheia pentru a permite o lectură ușoară. Și mergem la B. La B, unde avem în felul următor descrieți. Ce descriere putem face? Algoritmul aplică o variație pe tema sortării prin interclasare și citește alternativ din cele două fișiere afișând elementele divizibile cu 5, care nu se găsesc decât în unul dintre ele. Algoritmul este eficient din punct de vedere și puneți în aceeași ordine. Da? Deci ce zice? Memoriei primată și timpului. Da? Deci din punct de vedere al memoriei utilizate deoarece Folosește doar variabile elementare sau atomice, și este eficient din punct de vedere al timpului de execuție. deoarece are o complexitate liniar, care în cazul ăsta este un O de N1 plus N2. Adică după ce a terminat de parcurs complet cele două seturi de date, el se încheie. Eu îmi subliniez ideile pe care le scoateți în evidență, normal că la foaie nu subliniați așa ceva. Da, deci din punct de vedere al memoriei folosește doar variabile elementare atomice, puteți dacă vreți să scoateți în evidență aici așa, cu uh, un, o altă culoare pentru noi, da, deci nu vectori. Adică citește, ați văzut doar cât un element, compara cele două elemente alăturate și obține rezultatul. Deci nu preia toate datele într-un vector și din punct de vedere a timpului, deoarece are doar o singură parcurgere care îi dă o complexitate liniară. Și aici se încheie subiectul al treilea de la testul 4 de antrenament. Dacă aveți opinii, comentarii, păreri, vă rog să folosiți comentariile din platformă și în limita timpului o să încerc să vă